Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Liga 1. Suntem la Clinceni pentru primul meci al etapei cu numărul 29. Oaspeții de la Iași vor avea lovitura de start și l-am văzut pe Uroš Đuranović deschizând această rundă cu numărul 29. Uta Șepși, nouă minge în careul oaspeților și ocazie mare pentru Longer. A ieșit însă foarte bine portarul Brănescu. Cebotaru nu reușește să dea o pasă utilă însă. Da, ce bine a apărut Brănescu. Lovitură liberă, respinsă de micul Zid, un șut, gol! Platini deschide scorul în minutul 18. Am tot făcut calcule ce trebuie să facă Academica, pe cine trebuie să bată, de cine trebuie să țină cont și deodată totul este dat peste cap. Suntem în minutul 18 și este 1-0 pentru Poliaș. Reușește Platini, încă o dată o minge respinsă de Cassini până la marginea careului și vine acest șut violent al lui Platini cu care deschide scorul. Se vorbea la un moment dat chiar de FCSB atunci când îi se rostea numele. Iată un nou moment periculos la poarta Academicii, a fost acolo Calcan. Șutul acestuia, da, era pe minge, s-ar putea să fie o schemă, nu, a plecat de acolo Rusescu, se pregătește parcă totuși atacantul Clinceniului, Rusescu în zid, se întoarce mingea, nu, degajează defensiva lui Nicolo Napoli. Un 2 izbutit cu Gheorghe Pașov, se grăbește bulgarul, aruncă de la margine, n-a fost chiar cea mai bună aruncare, minge din nou periculoasă, ocazie de gol, să vedem dacă nu e offside, să vedem dacă nu este offside la balonul pe care l-a trimis Cordea în poartă, era însă pe direcția mingii, era și Rusescu, să vedem. Aici nu e offside, nu era offside pentru că l-a scos pe Raul Rusescu Onea. Da, este decizie foarte corectă. Unul la unu. Iașului, Cordea, ocazie bună. Brănescu agață acea minge. 2-0. Mingea ajunge cu un pic de noroc, e adevărat, la Cordea. Și a fost o lovitură de cap a lui Ciandarov, la care cred că l-a împins pe Sorin Bușu. Dacă nu reușește să bată astăzi Clinceniul, sau dacă se termina egal. Cordea, șutul lui Cordea! Și este gol! 2-1, Marković, minutul 88. Fantastică! Fantastic final, iată-l pe Ilie Poenaru. Făcea marcat și în poarta Astrei, încă o dată, centrarea lui Gheorghe Pașov. Aici Cordea a avut o șansă bună, era totuși un unghi destul de greu. Putem trece pe Cordea totuși ca omul cu asistul. Gol și asist astăzi pentru jucătorul lui Ilie Poenaru. De la margine, nu vine centrarea, abia acum Onea, încă o dată Cassini degajează și aici se termină meciul, victorie muncită pentru trupa lui Ilie Poenaru. Academica Clincen, Poliaș, 2-1, Platini deschidea scorul în minutul 18. Au trebuit să aștepte până minutul 55 pentru a egala cei de la Academica prin Cordea. Golul victoriei a fost însă marcat de Marković în minutul 88.